312, bine? Da? Deci minus 312 și plus 484 ori 88. 484 ori 88. Mulțeți fiecare individual și vedem dacă vă dă acea răspuns.42.000 plus 42.000 592. Și plus la 1 trebuie să mulțim cu înăuntorul, cu 3.960. Plus 3.960. Și supra asta. Hai să vedem și numitorul comun de la numitor. Dar avem 32, 40 și 20. 40 cu 20 ar veni perfect într-un 60. Păi nu așa facem. Descompunem. Da. Că nu vă iese. Deci păi trebuie descompus. 32. 32 face 2 la 5-a. Că am mai făcut-o noi, nu? De acolo vine 32. 2. 2 la 5-a. Deci 32 egal cu 2 la 5-a. 40 înseamnă 5 ori 8. Înseamnă 5 ori 2 la 3-a. 8 e 2 la 3-a. 5 ori 2 la 3-a. Da. Și 20 înseamnă 4 ori 5. Adică 5 ori 2 la 9. 5 ori 2 la 9, da? Și acum, cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun, este egal cu 5 am un 2 la același exponent, am, zicem, 5, ori la 2, opriți-vă voi. La 2 la 3. De ce la 2? 2 la 5. 2 la 5, exponentul cel mai mare. 2 la 5. Deci, dintre cei comuni, le luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Deci, 2 la 5. Deci, iată că e 5 ori 2 la 5. La 32, cu cât am fizică? Adică 32 2 la 5, da? Da, și 5. 5 ori. Da? 5. La 40. La 40 e 5 ori 2 la 3, adică rămâne doar 2 la a doua. 2 la a doua. 4. 4, corect. Și la, și 2, la 59, adică pentru 20, da, minutor. 5 ori 2 la a doua, adică 2 la 3 rămâne. Adică 2 la 3 care face 8. 8. Iar aici la 3 amplificăm cu tot numărul care ar fi 5 ori 2 la, 2 la 5 e 32. Da. 32 ori 5. 3 ori 2, 5 ori 2, 10, 5 ori 3, 15 și 1, 16. 160. Da? 160. Și o să avem, numitorul comun este 160, nu? Da. 160. Și vine 5. 5 ori 1, 5. Minus. Minus. 27. Ori 4, 4, nu? 4 ori 7. 4 ori 7, 28. 8 și 2. Da? 4 ori 2, 8. Și cu 2, 10. Da?
10, 108, plus 8 acum, 8 ori 9. 8 ori 9, 72, 27. 8 ori 5, 40, cu 7. Cu 7. 47, nu? Da. Așa. Plus 160 ori 0, adică 3 ori 0, 0. 3 ori 6. 18, 8 și 1, 3 ori 1, 3 și 1, 4. Și este egal cu... Acum facem adunarea, adică... Da. Sus acolo se pune numitorul 3960. Vă rog să adunați mai întâi cele cu plus, da. Adunați și până scădem pe 312. 495 cu 42.592 cu 3960. Și din care, din rezultatul, scădem 312. Ce-a dat ție? 46.469 cu toți cu scădere. Să vedem și ea dacă este de acord. Fă și jos. Câte a dat? 46.469. Da. Dar 46.000 o dat? Același lucru? Da, da, da. Doar că mi-a dat 37.9. Ia să vedem. Hai să facem împreună acum, fiindcă rezultatele sunt diferite. Urmărim. Deci, 42.000 scrie pe primul, 42.592 plus 495, 495 plus 3960, 3960 și vine 5 cu 2, 7, 18 și cu 6, 24, 4 și 2, 2 și cu 4, 6 și cu 5, 11 și cu 9, 20, nu? Da? Deci 4 și 9, 99, 18 cu 2, deci 20, 0 și 2, 4 și cu 3, 7, 4. 47.047 gram adunat. Așa vă dați și voi când ați adunat toate. Ia vedeți. 47.047. Nu. Nu vă dați. Eu am făcut... Nu știu. Hai să mai vedem o dată. Poate a greșit. Uite, urmăiți, bă. Da, m-am uitat acolo, dar nu calculăm telefon. 40, dai, lasă că am calculat, dar păi, tu, ce suntem aici? Deci, dar te așteaptă tata deja, nu? Dacă tot nu vin ceilalți, am zis să terminăm, deci e chestia asta. Bine, bine Andreea, repede. Deci 42.592, este bine? 42.592, cu 495, și cu 3960, 5 cu 2, 7, 18 și 6, 24, 2 și cu 4,
6, eu unul din 6, unul fac 10, și rămas 5 cu 5, 20, deci 20, 0 și 2, 4 și cu 3, 7, 4, nu? Da, deci nu am greșit. Minus, cât? 312. 312. Și 2 din 7, 5, 1 din 4, 3, 3 din 10, 7, 46, 735. Da, niciunul. Da, niciunul din voi nu vă dăm ce ajută. 46. Nu, prea mari. Ei, nu, trebuie am să... Am rângeat mai mari decât 1000, am gluit. Da, 46 de mii, 46 de mii, 735. Da, supra 3960. Faceți voi... Am făcut. 480 cu 480 și plus 5. Minus 5. Și pe un minus 108. Păi minus 108, după ce ajungi pe 482 cu 480 și cu plus 5, păi plus 5. Minus 5. Păi minus 108, mă. Da. Cum zici minus 5? Minus 108. Deci din rezultatul adunării între 5, 482 și 480, pe urmă scădem pe 108. Mi-a 848. 848. Hai să facem din nou. Deci, adunăm pe cine? Pe 480. 472 sau 482? 472. 472. 472 cu 480 și cu plusul 5 și face 7, 15, 907, 957, minus 108. Și face 8 din 17, 5, 4, 800, nu 800, da, 845. Nici eu nu. Voi dați un col de treabă, mă puneți pe gânduri. Nu se poate. Deci 845, poate am greșit eu acum, hai să iau la mine. Deci 472 cu 480 și cu 5, 7, 8, 15, 957, minus 108, 8 din 17, 8 din 17, 9 trebuie să fie, nu? Așa. 9, 9, păi, de ce mai lăsăm să greșesc? A, nu. Păi, dar ești, ce-am vorbit, Ștefania? Sare că... ce-o și-o gândit-o, da? Deci, 8 din 17 e 9. 4, 849. Se așa ți-o dat, Ștefania, da? 849. Deci, 849 supra 100... Cât? 160, nu? 160. Și cum se împar două fracții? Se mulțește prima, cu a doua e inversată. Deci, iată, va fi egal rezultatul mai departe, egal cu 46.735 supra 3.960, ori cealaltă inversată, ori 160 supra 849, 849. Și este egal cu, intru în 10 repede, și acum mai vedem ce se mai poate simplifica. 16 și cu 396 printr-un 2, că nu văd mai mult, că e 6 și 6. Da. Și atunci voi avea aici 8 și aici 2 în 3 odată
2 în 19, din 9 ori 2, 18 și în 16 de 8 ori. Da? 198 mai merge cu 8 de sus, printr-un 2, deci 4, 2 în 19, din 9 ori 2, 18, iarăși 9. 99 nu mai vrea cu prin 2 ce am făcut până acum. E, să vedem dacă suma cifrelor face un număr. 4, 6, 10, 7 cu 3, 10, 25. 25 nu se parte la 3. Și atunci nu-mi rămâne decât să mulțesc 99 cu 849 și 46, 735 cu 4. 99 are 9 ori 11. Mă gândesc prin 11 să mai simplific asta. Adică să împart numărul acela tot prin 11. Ia să vedem. 46, 735 prin 11 merge de 4 ori 44, 27 de 2 ori 22, 53 merge de 4 ori 44, 95 nu merge. Nu rămâne decât să mulțesc și să mă ocup de fracție. Ce să vedem dacă... Dar ca să nu am greutăți la sfârșit, să mă ocup să văd dacă este ireductibil, muncesc acum, înainte am mulțit, să văd dacă mai am ceva simplificare. Deci prin 9 nu am mers, prin 5 nu merge. De acum trebuie să văd alți divizori. 13, 9 și 11, da? Ăsta ce mai are pe aici, nici prin 9, nici prin 11. E 4 de sus. Terminați voi acasă. Hai să vedem ce a fost aici interesant în exercițiul ăsta. Deci două lucruri am făcut astăzi importante. Să calcăm o expresie, nu? Pe baza al două de așa știute. Și pe urmă, lucrul cu numerele raționale. Transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare și după care operație cu fracții respective. Dacă am fi făcut operațiile cu numere decimale așa, nu mergea. A fost imposibil. Deci, asta a fost important ca temă astăzi. Eu am să scriu sinteza orei, nu? Că mai merez că îl așteaptă. Ai grijă cum ajungi acasă. Da. Da? La revedere. La revedere. La revedere. Seara. Noapte bună. Noapte bună. Deci. Se dau două relații și să se găsească expresia. E egal cu. Ai fost aici deja tu? Ai stat afară? Nu, acum am ales. Acum ai spus, de ales de afară. Iar eu așteptam să zic și ca să pot trebui în plăție. Și dar întârziat că au fost părinții plecați și au zis să stau să vină, că alea mei nu le lăsăm singuri. Am înțeles. Să dau relație, să găsească expresia aceea și acum operații în Q trecerea din o formă în alta. Adică numere zecimale în fracții ordinale și invers. Să zic și nu neapărat numele fracții zecimale, da? Fracții zecimale în fracții ordinale și invers. La revedere!